Zeci de mii de adepți ai liderului religios Tahri al-Kadri s-au instalat în fața clădirii Parlamentului și au dat un ultimatum guvernului. Ei cer dizolvarea acestuia și organizarea unei reforme electorale. Protestatarii au denunțat compromisul făcut între Partidul Poporului și principala formațiune de opoziție. Acesta presupune formarea unui guvern interimar care să supravegheze următoarele alegeri parlamentare. Clericul sunit Kadri s-a adresat mulțimii dintr-un vehicul blindat, parcat la câteva sute de metri de clădirea Parlamentului. Sute de polițiști îmbrăcați în costume de protecție au format un cordon de securitate și au încercat să mențină sub control miile de manifestanți. Mulți dintre aceștia au fluturat steaguri și au aplaudat intervenția liderului religios. Armata Pakistanului și sistemul juridic nu au intervenit în situația politică. Guvernul a avut mână liberă timp de 5 ani și a eșuat să își îndeplinească promisiunile. Politicienii necinstiți încearcă din nou să intre în Parlament și să conducă țara. Întreaga națiune a ieșit pe străzi să îi oprească. Curtea Supremă a Pakistanului a ordonat arestarea premierului Raja Ashraf, suspectat alături de alte 15 persoane de corupție într-un dosar ce privește contracte energetice ilegale. Decizia intervine într-o perioadă de maximă tensiune socială, iar manifestațiile denunță incompetența și corupția autorităților pakistaneze.